Noul an a început cu schimbări majore la primăria Botoșani. În conferința organizată în data de 28 ianuarie 2015, primarul Ovidiu Portariuc a anunțat că planifică îmbunătățirea structurii de personal și a direcțiilor din cadrul primăriei. Mai exact, organigrama aparatului propriu, fără direcțiile subordonate, precum cea de asistență socială și ajutor social, ar urma să prevadă un număr dublu de posturi de director și o creștere a posturilor de la 266 la 290. Edilul a precizat că activitatea instituției a fost îngreunată de deficitul de personal în toate departamentele instituției. Banii care sunt pierduți, și v-am dat exemplu, din erorile făcute în cadrul acestor departamente, sunt mai mulți decât banii care îi dăm pentru salarizarea acestor persoane. Vorbim de un buget suplimentar de 400.000 de RON, aproximativ bani. Vreau să vă spun că noi am plătit doar din corecții financiare peste 25 de miliarde până acum. Ovidiu Portariuc a menționat că efortul bugetar anual pentru încadrarea personalului suplimentar ar ajunge la peste 400.000 de lei. Decizia primarului municipiului de a face noi angajări în cadrul primăriei este catalogată drept tupeu nemărginit de către predecesorul Cătălin Flutur. Mi se pare un tupeu nemărginit să poți să vii mâine în Consiliul Local cu acea propunere de organigramă. Este incredibil să faci încă 38 de angajări, aici includem și splasul, ca să faci baza pentru funcțiile de conducere. Fostul edil a precizat că banii ce vor fi cheltuiți pe noile angajări se ridică la un nivel amețitor. Se ridică la 2.222 de miliarde vechi în plus, fără să luăm în calcul asistența socială și la 32 de miliarde, dacă luăm în calcul și pe cei de la asistență socială. Întrunit astăzi în ședință, Consiliul Local nu a mai discutat noua organigramă, fiindcă nu avea avizele comisiilor de specialitate, astfel încât deocamdată cel puțin primăria Botoșani funcționează după organigrama pe anul trecut.